Te chinui de mult timp să slăbești și ai încercat să ții tot felul de diete, care, pe termen scurt, chiar au funcționat. Dar cu timpul, ai intrat în faza de platou și a devenit din ce în ce mai greu să respecti dieta. Ai început să pui înapoi kilogramele pierdute, ba chiar și ceva în plus. Ai crezut că e vina ta că nu ai suficientă motivație, dar nu te-ai întrebat nici măcar o clipă de ce e dificil să reziști poftelor. Într-un video anterior îți arătam că dietele nu funcționează decât pe termen scurt și că nu poți și nici nu e nevoie să-ți calculezi caloriile. Iar obezitatea este o problemă de dezechilibru hormonal, nu caloric. Unii dintre cei care au văzut acel video, pe care dacă l-ai ratat, găsești linkul mai jos în descriere, nu au fost de acord cu mine, spunându-mi că obezitatea e cauzată de alimentația nesănătoasă și nu de dezechilibrele hormonale. Dar întrebarea e, cine ne împinge să facem alegeri nesănătoase? Cine ne controlează poftele și de ce este atât de greu să le rezistăm? De ce există doctori și nutriționiști grași? Oare ei nu știu ce înseamnă o alimentație sănătoasă? Oare ei nu sunt suficient de motivați? Meseria de doctor este una foarte solicitantă și este foarte mult de învățat. Putem spune oare că doctorii nu au motivație? În niciun caz. Și atunci, care să fie răspunsul? Sunt Cezar, cardiologul care te ajută să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Și în acest video îți voi prezenta hormonii fericirii, ai plăcerilor, ai stării de bine, care ne controlează viața și ne determină poftele. Îți voi arăta cum acționează și din ce cauze sunt dezechilibrați. Iar la final îți voi da 10 soluții pentru a-i regla și a scăpa definitiv de dictatura lor. Dacă îți place și consideri util ceea ce vezi, te rog să sprijini acest proiect educațional cu un like. Abonează-te la canalul meu pentru a fi la curent cu următoarele videouri. Trimite linkul mai departe și prietenilor tăi pentru a-i ajuta și pe ei să afle aceste informații. Toată lumea vrea să fie fericită, să se simtă bine, confortabil, în siguranță, să aibă o viață plină de plăceri și să evite suferința. Dar ce înseamnă de fapt a fi fericit? Și cum arată fericirea în interiorul creierului nostru? Toate viețuitoarele sunt controlate de trei mari forțe ale vieții, cei trei mari F. Fear, food, fuck. Adică frica, foamea și perpetuarea speciei. Toate aceste forțe ne ajută să supraviețuim, să ne păzim de pericole, să găsim hrana și să ne transmitem mai departe genele. Când facem ceva care răspunde acestor nevoi primare, mai multe structuri din creier, numite colectiv sistemul limbic, ne răsplătesc prin secreția hormonilor stării de bine. Serotonina ne dă o stare de satisfacție, împlinire, fericire. Oxitocina este hormonul iubirii, al atașamentului. Endorfinele ne ameliorează durerile, iar dopamina ne oferă entuziasm, plăcere și ne activează să căutăm și să dorim mai mult. Serotonina crește atunci când persoana se simte respectată de cei din jur, când munca sa este apreciată, când evoluează pe plan profesional, când are un nivel financiar stabil și o siguranță a vieții de zi cu zi. Serotonina se produce în cea mai mare parte în tubul digestiv, sub acțiunea bacteriilor sănătoase și a luminii naturale și conectează sistemul digestiv cu cel nervos. Cu alte cuvinte, un intestin sănătos înseamnă un sistem nervos sănătos. Serotonina este și hormonul competiției, fiind eliberată atunci când ne afirmăm poziția în ierarhia socială, dominând pe alții. Când doi masculi se bat, cel care câștigă e invadat de serotonină, preia conducerea, are acces mai bun la hrană și la mai multe oportunități de împerechere, care îi măresc șansele să-și transmită mai departe genele. În societatea umană modernă este promovată corectitudinea, modestia și bunătatea, dar totuși trebuie să recunoaștem că oricine se simte bine când este pe o treaptă socială superioară, când are mai multă stimă de sine, când este ascultat și respectat. În schimb, persoanele singuratice, neapreciate, fără o viață profesională motivantă, cu o poziție socială scăzută și fără provocări în viața de zi cu zi, au un nivel redus de serotonină. Spre exemplu, atunci când ies la pensie, din cauza că nu mai au activități care să-i facă util în societate, vârstnicii cad în depresie și li se agravează starea de sănătate. Când se naște un copil, oxitocina este eliberată din creierul mamei, făcând-o să se simtă bine și motivând-o să aibă grijă de noul născut. Oxitocina se secretă și în creierul bebelușului, producându-i acea stare de liniște și siguranță când se află la pieptul ei, întărindu-se astfel legătura dintre cei doi. Oxitocina este deci substanța iubirii, a atașamentului și se secretă cu fiecare îmbrățișare sinceră, fiecare strângere de mână, fiecare gest de apropiere, când oamenii leagă prietenii, alianțe sociale, când se îndrăgostesc. Este sentimentul de bine pe care îl trăiești atunci când ai încredere și te bazezi pe o altă persoană. Oxitocina consolidează relația dintre părinți și copii, dintre iubiți, dintre frați, dintre prietenii buni, dintre colegii care se susțin reciproc, dintre camarazii de arme.
Omul este o ființă socială, nu este ca ursul care trăiește în singurătate. Omul nu are o forță fizică prea mare și are nevoie de ajutorul celorlalți, pentru că unde-s mai mulți, puterea crește. De aceea la om, oxitocina este foarte importantă. Lipsa de iubire, distanțarea socială și singurătatea cauzează scăderea oxitocinei și astfel apare depresia și nefericirea. Endorfinele sunt substanțe analgezice naturale, combat durerea și se secretă în timpul efortului fizic. Endo înseamnă endogen, produs din interior, iar Morpheus, morfină. Morpheus era zeul somnului și al viselor la vechii greci. Durerea este utilă pentru organism, deoarece are rolul de a opri o acțiune destructivă asupra corpului. Când bați cuie și din greșeală îți dai peste degete, dacă nu ar fi durerea care să te facă atent, în scurt timp nu vei mai putea cânta la pian. Dar alte ori, durerea ne pune în pericol supraviețuirea. Spre exemplu, o zebră, când este alergată prin savană, dacă este zgâriată sau mușcată, durerea ar opri-o din alergat, însă asta ar însemna să cadă pradă. De aceea, în acele momente, se secretă endorfinele care o ajută să nu mai simtă durerea și să continue să alerge în ciuda rănilor. Probabil ai simțit și tu această stare de euforie când ți-ai depășit propriile limite, însă strămoșii noștri nu foloseau endorfinele pentru starea de bine, ci pentru a-i ajuta să supraviețuiască. Un sportiv, dacă s-ar opri la prima durere, nu ar putea finaliza nicio competiție. Cu timpul însă, endorfinele își pierd eficacitatea, pentru că dacă ar acționa la nesfârșit, corpul s-ar autodistruge și astfel, în final, durerea preia controlul. Mulți sportivi de performanță au însă un nivel ridicat de endorfine și prag înalt de percepția durerii, astfel încât pot face antrenamente foarte grele, dar care produc multă uzură în timp. Dopamina este eliberată ori de câte ori te aștepți la un premiu. Îți dă acea stare de entuziasm, de bucurie și nerăbdare când descoperi ceva nou și util pentru supraviețuire. Imaginează-ți un om primitiv umblând prin pădure, fiind atent la toate semnalele din jur și căutând mâncare. Ori de câte ori întâlnea ceva promițător, creierul elibera dopamină, semnalizând că era timpul să-și canalizeze energia pentru a ajunge la acea recompensă. Dopamina este deci o substanță care crește starea de alertă și vigilență. Ne ține în priză, ne face să căutăm și să ne dorim mult mai mult. Mâncarea gustoasă, dulciurile, ronțăielile, alcoolul, fumatul, activitățile distractive, muzica, filmele, jocurile de noroc, jocurile pe calculator, pariurile sportive, toate aceste plăceri stimulează producția de dopamină. Gândește-te la entuziasmul pe care l-ai de ziua ta când abia aștept să deschizi cadourile. Dar nu e așa că atunci când știi dinainte de znodământul și nu mai există elementul surpriză, parcă plăcerea nu mai e atât de mare? Dopamina se secretă și în timpul actului intim, în anticiparea punctului culminant, satisfacția fiind cu atât mai mare cu cât momentul este mai prelungit. Însă dacă totul se termină subit, va fi nevoie și de o ciocolată. Cred că toată lumea a observat că în relațiile de lungă durată, din cauza că treptat dispar elementele de surpriză și noutate, secreția de dopamină și nivelul de plăcere se reduc. Același fenomen influențează și industria showbiz-ului. Publicul vrea tot timpul ceva nou, ceva neașteptat, ceva surprinzător, iar când artiștii nu mai reușesc să ofere asta, se instalează plictiseala. Când intri pe rețelele de socializare, dopamina crește în anticiparea următoarei postări interesante și ești astfel motivat să dai scroll mai departe, ca să-ți hrănești curiozitatea și vrei să o vezi și pe următoarea și tot așa. Materialele video de astăzi sunt din ce în ce mai fragmentate, cadrele se schimbă dintr-o secundă într-alta, pentru că altfel ar fi plictisitoare. Chiar și în cazul acestui video, dacă aș vorbi simplu, fără efecte speciale, oricât ar fi mesajul de interesant, probabil te-ai plictisi și ai renunțat să te uiți, iar informația n-ar mai ajunge la tine. Trăim într-o lume în care plăcerile sunt mult mai numeroase și diverse decât în trecut. Oamenii de azi se pot bucura de delicatese, băuturi, muzică și distracții la care nici nu visau regii sau împărații vremurilor de mult apuse. Ne-am obișnuit cu un nivel crescut de dopamină, iar corpul devine rezistent și nu mai răspunde la fel de bine. Acesta este și mecanismul prin care se produc dependențele. Nu mai simțim aceeași satisfacție și nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare pentru a obține același efect. Suntem prinși în această capcană a dopaminei și pentru a scăpa de ea trebuie să ne echilibrăm și ceilalți hormoni ai fericirii. Fără iubire sau relații sociale, oxitocina este scăzută. Fără succes profesional sau poziție socială, serotonina este scăzută. Fără sport, endorfinele sunt scăzute. Nu poți renunța la zahăr sau la alte vicii dacă nu-ți diversifici sursele de fericire. Și vreau să-ți arăt acum 10 metode prin care poți să faci asta. 1.
Mănâncă cât mai sănătos și variat, alimente cum ar fi ouăle, carnea, nucile, semințele, care sunt bogate în triptofan, un aminoacid esențial necesar pentru producerea serotoninei, dar și vegetale bogate în fibre, ce hrănesc bacteriile benefice care participă la producția serotoninei. Și nu uita de ciocolată, dar să fie cu peste 80% cacao și cât mai puțin zahăr. Petrece cât mai mult timp afară, la lumină naturală. Serotonina este un hormon de zi, care este foarte scăzută la persoanele ce își petrec majoritatea timpului în spații închise. De asemenea, din serotonină, la căderea întunericului, se produce melatonina, hormonul care te ajută să ai un somn profund și odihnitor. Dacă nu ai văzut videoul despre somn, găsești linkul mai jos în descriere. Participă la concursuri și competiții de orice fel. Implică-te în activități și proiecte interesante, creează ceva nou și util, încearcă să urci pe scara socială, să fii mândru de tine și de realizările tale. Schimbă-ți jobul atunci când activitatea ta nu mai este foarte motivantă și apare plictiseala. Implică-te în acțiuni de voluntariat, iar recunoștința primită din partea celor pe care îi ajuți îți vor crește nivelul de serotonină. Concentrează-te asupra aspectelor pozitive și scrie un jurnal în care să-ți manifesti recunoștința pentru lucrurile bune din viața ta. Chiar dacă asta nu o să-ți rezolve de la sine problemele, te va ajuta să produci mai multă serotonină și să te simți mai bine când vei realiza că nu e totul chiar atât de negru. Petrece timp cu cei dragi, familia, prietenii, colegii și evită singurătatea. Omul este o ființă socială, iar izolarea duce la scăderea oxitocinei ce cauzează depresie, slăbirea imunității și te face mult mai vulnerabil în fața bolilor. Încearcă să ai o relație intimă de calitate, să ai parte de iubire în viața ta, iar dacă acest lucru nu este posibil momentan, propune-ți să rezolvi asta în viitor. Dorm dezbrăcat alături de persoana iubită. Atingerea pielii celuilalt determină secreția de oxitocină și îmbunătățește relația. Îngrijește un animal de companie, pentru că asta îți va crește nivelul de oxitocină. Studiile au demonstrat că cei care sufereau de depresie au reușit să-și îmbunătățească starea psihică atunci când au început să aibă grijă de un animăluț. Răsfață-te cu o ședință de masaj și aromaterapie, pentru că atingerea terapeutului îți va stimula secreția de oxitocină, iar parfumul uleiurilor esențiale vor determina secreția de endorfine. Fă sport și nu te limita doar la activități ușoare, ci din când în când depășește-ți limitele. Atunci când treci peste pragurile dureroase, secreția de endorfine va fi la cote maxime și îți va da o stare de euforie. Râzi cât mai mult, uită-te la un film de comedie sau ascultă o muzică veselă. Viața e prea frumoasă ca să nu te bucuri. Sunt Cezar, cardiologul care te ajută să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Și dacă ți-a plăcut acest material, dacă îl consideri util și ai aflat lucruri noi, nu uita să dai share, like și subscribe, pentru că aceste informații să ajungă la cât mai mulți oameni. Iar dacă vrei și tu să realizezi astfel de materiale din orice domeniu, apelează cu încredere la Coolgraphy, expertul în editare video. Îți mulțumesc că încurajezi astfel acest proiect educațional.